Concursul județean, numit Culorile Primăverii, ce s-a desfășurat la școala gimnazială numărul 1 Bughea de Jos, s-a bucurat de un adevărat succes. Acest proiect se derulează în colaborare cu Inspectoratul Județean Argeș și a reunit o mulțime de elevi de la școlile din municipiu. Aceștia au fost împărțiți pe 6 secțiuni cu participare directă și indirectă, secțiuni care au constat în probe de desen care se ilustrează anotimpul primăvara, moment în care micuții au avut ocazia să-și transpună sentimentele lor pure și inocente pe blocul de desen, de asemenea au avut de realizat compuneri cu aceeași temă și o paradă a costumelor. Școala noastră găzduiește astăzi un concurs județean numit Culorile Primăverii. Este un proiect județean care se derulează în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Argeș. Sunt 6 secțiuni în cadrul acestui proiect, cu participare directă și indirectă. Copiii care au venit la acest eveniment, îndrumați de domnii și doamnele învățătoare, au transpus, așa cum au știut ei mai bine, prin desen primăvara, anotimpul în care ne aflăm. De asemenea, la clasa a treia și a patra, elevii vor avea, de fapt se află acum în desfășurarea activității, au de realizat o compunere cu titlul Primăvara. Eu sunt convinsă că ei își vor exprima sentimentele lor pure și inocente, cum știu ei mai bine, și de asemenea sunt convinsă că vor reuși să le transpună și în sufletele noastre. Secțiunea paradei costumelor a fost atracția întregului eveniment. Costumați care mai de care mai viu, colorat și ingenios, micuții elevi de la școlile din municipiul Câmpulung au interpretat fiecare câte un rol, cum ar fi ghiocelul, zambila, primăvara, fluturașul și altele. Părinții și bunicii au venit în număr mare să-și încurajeze micuții și să-i aplaude în urma reprezentației. Deliciul activității, totuși, cred că va fi secțiunea în care copiii vor merge pe un podium pentru a prezenta parada costumelor primăverii. Sunt convinsă că activitatea va fi o reușită. Felicit de pe acum pe toți participanții, copiii și domnii învățători, doamnele învățătoare, mai ales premianții vor fi cei care vor merita cele mai multe felicitări. Dorim noi, cadrele didactice din această școală, copiilor, părinților, colegilor noștri, de breaslă, o primăvară frumoasă, cu multe bucurii, succese, sărbătorile să le aducă tuturor lumină și bunăstare în suflete și în case. Sunt încântată să vă privesc, sunteți de frumoși și ce primăvară frumoasă ați adus voi aici la noi, la școală, chiar dacă afară vremea este un pic potrivnică, ne-ați încărcat sufletele de frumusețe și de sensibilitatea primăverii. Sunteți cei mai frumoși copii. O să fie o încântare pentru noi și pentru juriu să vă urmărească, defilând cu costumele astea frumoase pe care doamnele învățătoare și mămicile voastre sunt convinsă că s-au străduit să le realizeze cât mai bine. Vă doresc să fiți câștigători cu toții. Felicitări pentru participare. Să n-aveți emoții atunci când vă prezentați costumele și vă mai așteptăm și altă dată la noi în școală, la alte concursuri. Succes! Mă cheamă Alexia Dumitrescu, din clasa 1B, școala gimnazială Nanuște. Ziua e cald, noaptea e rece, iar mie prin capul trece să mă fac roitoreasă, să pot rochii de creiasă, galben, roz, roșu și verde. Fluturașul, gărgărița, ciupercuța.
școala gimnazială la Mărce. Eu sunt fluturaș frumos, știu să zbor și sus și jos, dar de razele pe soare îmi dau viață și putere, mult curaj și mângâiere, chiar și vântul călător se oprește când eu zbor.